Un tânăr de 25 de ani în București, îndrăgostit de fotbal, a jucat până în ultima clipă. S-a prăbușit pe teren și nu se va mai ridica niciodată. N-a bănuit o clipă că inima lui este de fapt o bombă cu ceas. Suferea de o boală ascunsă, imposibil de depistat fără analize extrem de amănunțite. A lăsat în urmă rude și prieteni care încă nu și-au revenit după tragedie. M-a anunțat cineva să vin și să fiu tat. Și m-a dus, făceam un an de zile și îmi pregătise surpriză să mă ceară de soție. Dani Gheorghe avea 25 de ani, iubea și era iubit. Un munte de om, așa cum îl descriu cei dragi, pe care soarta l-a răpit prea curând de lângă ei. Mai erau 4 zile, iubitul meu, și era un an de fericire lângă tine. 4 zile la care răspunsul meu era da, vreau să fiu pe vecea ta. Încă un an și facem nunta, iubirea mea. M-ai lăsat aici, singură, să mi se rupă sufletul. Erai aerul meu de zi cu zi. Ce mă fac acum fără tine? Știu că mă vezi. Te rog, îngerul meu, ai grijă de mine așa cum ai făcut-o mereu. Nu am nimic fără tine. Te iubesc. Visele lor s-au spulberat într-o fracțiune de secundă. Dani a ajuns la nunta din ceruri, printr-un destin nedrept. S-a mai simțit rău? Ziceam că din cauza oboselii și că nu se odihnește și că face efort prea mult. Pe stradă, ziua, în casă, nu, doar la fotbal. Își revenea repede, așa că nimeni nu s-a îngrijorat. Dani era suporter al echipei Dinamo. Chiar jucase aici la echipa de tineret. N-a bănuit nicio clipă că suferă de o boală ascunsă care i-ar fi putut fi fatală oricând, oriunde. L-a răpit însă într-un loc foarte drag lui, pe terenul de fotbal. Vorbim despre o problemă la inimă, foarte greu de depistat fără investigații amănunțite. Medicii spun însă că semnale de alarmă ar fi apărut și la un control de rutină specific atleților. Sportul de performanță este interzis, tocmai pentru că în cazul efortului mare se poate produce un infarct miocardic. Și exact așa s-a întâmplat. Pasiunea pentru fotbal a fost mai mult decât a putut suporta corpul lui Daniel.